Continuă să-și întrețină familiile chiar dacă se află după gratii. 40 de femei care și spășesc pedeapsa în penitenciarul de la Rusca produc gumă de mestecat la o fabrică din Hâncești. Deținutele au fost angajate acum o lună și vor ridica lunar un salariu de 7.000 de lei. Afacerea a luat naștere după ce o femeie de afaceri din Ucraina a decis să aducă utilajul necesar și să investească bani grei pentru prepararea gumei de mestecat, care va fi exportată în mare parte în țările Uniunii Europene. În această sală spațioasă din municipiul Hâncești se produce guma de mestecat. Fără studii în domeniu, dar instruite ca la carte, deținutele se descurcă de minune la locul lor de muncă. Motivația lor principală este dorința de a-și recăpăta libertatea și posibilitatea de a trimite un ban acasă. Importă foarte mult pentru noi între acestea patru pereți. Mie este foarte greu. Am ajuns aici. De ne cât face timp tot sunteți în detenție? De un an jumate. Și cât mai aveți? Mai avem 15 ani. Doresc acasă. Doresc cel mai mult acasă lângă copii. Eu consider că e o experiență bună în viață. Personal, pe mine mă aranjează postul dat. Sperăm că și mai repede, dar dacă ne-ar mai face și o amnistie, tare bucuroși am fi. Am o familie superbă care mă iubește și mă susține în toate. Printre angajate am întâlnit-o și pe Elena. Acum 3 ani, femeia a fost condamnată la 10 ani de închisoare. Ea regretă mult ceea ce a făcut și că a ajuns după gratii. Faptul că a fost încadrată în câmpul muncii dă posibilitatea nu doar să adune bani, dar și să-i fie redusă pedeapsa. Cu acești bani vreau să-mi ajut copii. Am un student de 18 ani care e student la Chișinău. Și cel mai mic termină 9 clasă. Cât își de puțin, nu e atât de mare, dar cât își de puțin. Știm, mama care am fost de lucru, am 3 ani și ceva din pedeapsă, mai am 6 ani. Îmi dau din toate puterile, din puteri, ca să ajung mai repede la copiii mei. În fiecare zi, deținutele fac naveta de la penitenciar la serviciu. Acestea sunt escortate de gardieni care le și supraveghează în timpul muncii. Prioritățile de care dispun deținuții în urma angajării sunt că au posibilitatea să primească salariul, este recompensat zilele privilegiate. La fel se aplică mecanismul de reducere pe zi. Da. Au calculul zilelor privilegiate. Cum? 3 zile lucrate pentru una scoasă din pedeapsă. Fabrica de producere a gumei de mestecat este o premieră pentru Republica Moldova. Afacerea a fost pusă pe roate de Irina Firdiuc, o femeie de afaceri din Ucraina, care a decis să investească bani grei, asumându-și toate riscurile. Numai utilajul a costat 1 milion de euro. Este zahărnă pudră și vot dușul mixer, care mă zăsăpă. Основă de jivatelne rezinchi, zahărnă pudră, glicerină, aromatizată. Все это там по технологическому процесу перемалывается, и вот оттуда вынимается вот такая масса, похожая на хлеб. Здесь она проходит несколько там метров, охлаждается, и после чего она заходит в упаковочную машину. Вот это упаковочные машины, которые жвачку превращают в тот продукт, который мы уже покупаем. Да? Проезжая в термотоннеле, он его упаковывает красиво. Вот так выглядит наша жвачка, готовая к продаже в магазине. În următoarea perioadă, gumele de mestecat vor putea fi găsite pe rafturile magazinelor din țară. Totuși, cea mai mare parte va fi exportată în țările din Uniunea Europeană.